Și acum se întâmplă cu guvernele și astăzi. Vor să ascundă, dar ies afară probleme. Se aude. Samson spune cuvântul Domnului că s-a sculat de la locul de unde era. S-a furișat pe lângă zidurile acele imense ale cetății Gaza. Și știți unde s-a dus Samson? În locul cel mai vulnerabil al cetății, dar și cel mai bine păzit, care era poarta cetății. Adică acolo era sediul guvernului, pentru că așa era în vremea aceea. Se adunau mai mari cetății la poarta cetății și acolo se judecau toate cauzele, acolo se dispunea de toate hotărârile judecătorești. De ce spune că s-au strâns la poarta cetății bătrânii ca să hotărască, să stabilească? Acolo era guvernul local. Și bineînțeles, armata cea mai mare era acolo pentru că păzeau poarta să nu vină vrăjmașe. Când Samson a ajuns la poarta cetății, noaptea, spre zonă, cuvântul Domnului spune că s-a plecat în jos, tot mai jos, tot mai jos, tot mai jos, tot mai jos, până i-a intrat degetele sub porțile acelea imense. Da, ați văzut probabil în show-uri de televiziune, o poartă de cetate pe timpul acela era făcută nu din scânduri, era din trunchiuri de copaci, trunchiuri masive de copaci, ferecate cu bronz și cu fier. Cântăreau 3, 4, 5 până la 10 tone o poartă. Pentru că dacă veneau vrăjmașii și vreau să lovească în poarta aceasta, să nu se deschidă și să nu se rupă poarta. Imense, imense. Când i-au intrat degetele sub ușa aceea imensă, sub porți de cetății, a spus, Doamne, dă-mi putere. Le-a zbucit în numele lui Dumnezeu, le-a luat în spate, s-a dus cu ele și le-a aruncat. Și a început să strige la Gaza. Hei, Gaza! Unde vei guvernul, domnilor? A trebuit să mai vin și în America, mon Samson. Sunteți fără poartă. Cei ce vreți să fiți liberi, acum este momentul. Ieșiți din mijlocul lor. De ce v-am spus aceasta? Pentru că vreau să înțelegeți ce se întâmplă la Golgota. Când acolo pe Golgota Iisus Hristos a strigat și a zis, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Eu, și nu cred greșesc, mi-l imaginez pe Satana, pe călăul cel mare, pe diavol, și a adunat toate hordele de demoni și a zis, i-am venit noi de hatla asta. Câtă vreme a trăit, ne-a pus pe fugă. A trimis dintre noi în iad înainte de vreme. Mai este al nostru. Cine are cheile locuinței morților? Eu îl iau. Știți, noastră, că în vechime, oricine murea, spunea că este închis pentru totdeauna în locuința morților. De aceea și sfinții se temeau să moară. Pentru că se plângeau și spuneau, dar de ce vrei să mă cobori în locuința morților? Te mai pot lăuda morții? Așa credeau că locuința morților este o locuință veșnică. N-aveau revelată tot adevărul Dumnezeu cum l-avem noi astăzi. Și Iisus este tot mai pe punctul de muri. Satan că se uita la demonii lui, ea nostru. Cum moare, îl luăm și îl ducem și îl închidem numai ăsta de acolo să tăr, vorbească de înviere, că e gata cu el. Dar când să se bucure mai tare, Iisus Hristos a scos un strigă, Tată, în mâinile tale mi-e credință-ți Duhul. S-a dus în sus Iisus, n-a coborât în jos. A mers în sus. Prima dată s-a dus în sus. Și după ce a mers în fața Tatălui și a spus, am isprăvit, cu o viteză uluitoare, a coborât din ceruri, deci în momentul următor, a coborât din ceruri și l-a luat prin surprindere pe cel rău, l-a luat prin surprindere. S-a lăsat tot mai jos, tot mai jos, tot mai jos, tot mai jos, până când a ajuns la porțile locuinței morților. Și când a ajuns acolo, acum se împlinește Psalmul 24. Porți veșnice, ridicați-vă capetele! Ca să intre împăratul oștirilor. Au început să tremure iau. Dar cine e ăsta împăratul oștirilor? Eu sunt Domnul cel viteaz și biruitor în luptă. Porți veșnice, ridicați-vă capetele. A zbucit porțile acestea Iisus Hristos pe dealul Golgotei, le-a aruncat pentru totdeauna și a spus, acum cine vrea să fie liber? Pe cine eliberează Fiul, este liber cu adevărat. Pe cine îl face liber, Hristos, e liber cu adevărat. Diavolul poate fi nimicit. Cât de departe poți să mergi? Puțin mai departe. Roagă-te, Domnul. Sângele Lui are putere. Numele Lui Iisus are putere. Prezența Lui în tine este putere. De aceea când cel rău te tulbură, când vine și te amenință, când vine și te sperie. Așa cum spunea fratele înainte,
Cheamă sângele Domnului Iisus. Cheamă numele lui Iisus Hristos. Este numele mai presus de orice nume. Și nu poate cel rău să zică. Stai să vedem să vă socotesc. Cu ea la fugă. Pentru că știe că poate fi trimis în adânc înainte de vreme. Glorie Domnului! Gloria. Și tu și eu trebuie să mergem puțin mai departe. Apoi, în al patrulea rând, Iisus a mers puțin mai departe. Înghețiman, s-a biruit pe sine, până la Gabata, a biruit lumea, până pe Golgota, a biruit pe diavolul, a mers până în groapă, în al patrulea rând. A biruit moartea. A biruit moartea. Dacă este un dușman care ne sperie pe cei mai mulți, este moartea. Este moartea. Ne îngrijește și pe noi de multe ori, pentru că ne ia prin surprindere. Vreau să vă mulțumesc pentru că știu că v-ați rugat pentru mine și pentru soția mea. Am avut un an foarte dificil în ce privește sănătatea. În 31 decembrie am făcut un infarct cerebral, o hemoragie cerebrală, mi-a paralizat fața, mi-am pierdut vederea, frate și surori, și am ajuns să fiu și eu purtat așa ca frate de puiul de alții. Doctorii mi-au spus 6 luni de zile până la un an să vă reveniți parțial. Parțial. Dar nu să vă mai reveniți cum trebuie. În zilele acelea, un frate a trecut pe la noi, m-a sunat și a zis, frate, eu vreau să vă vizitez, că am auzit, ca să ne cuprind necaz, și vreau să mă rog cu dumneavoastră. A venit și ne-a rugat. Un frate care era în vizită din România. Și auziți ce spune Domnul prin Duhul Sfânt. Și te-ai dus la doctor și doctorii ți-au spus că îți va trebui un jumătate de an până la un an să-ți devii parțial. Nu știa despre situația ce mi-a spus mie doctor. Însă așa vorbește Domnul. Te voi vindeca, mă voi atinge de tine din nou, cum am atins prima dată. Te voi vindeca treptat, nu dintr-o dată, treptat, dar nu cum au spus doctorii, ci mai repede decât au spus ei. Într-o lună și jumătate am stat la învonul bisericii și am predicat. Și uitați-vă, bărbat, bine și-a pentru că Dumnezeu este puternic. Ne speriem de moarte. Au trecut 3 luni de zile și exact acum este un an în urmă, soția nu s-a simțit bine. Mi-am dus la doctor, în 31 mai, anul trecut, deci după ce am căzut eu, 31 mai, soția, au spus, aveți un cancer foarte agresiv la rinichi, n-au mai rămas decât 2 cm din rinichi dumneavoastră, totul este mâncat. N-au mai putut să fie salvat nimic, au pus-o repede pe masa de operație, i-au scos rinichiul drept, și uitați, a trecut un an de zile și Dumnezeu ne-a dat încă o prelungire în viață la amândoi. Pentru că Dumnezeu este mare, este puternic. Cel ce a biruit moartea, a biruit și moartea noastră. De aceea El are curajul să spună și tăria. Dacă eu trăiesc, și voi veți trăi. Fiindcă eu trăiesc, și voi veți trăi. Iisus s-a coborât în groapă, așa cum cântăm noi, cu moartea pe moarte călcând. S-a luptat cu moartea și dacă moartea a mușcat odată din El și a crezut că a mușcat pentru totdeauna, Iisus Hristos a spus aceste lucruri pe care nu le-a mai putut spune nimeni. Ioan 10, 17 la 18. Tatăl mă iubește, fiindcă am puterea să-mi dau viața și am puterea să o iau iarăși. N-auziți acum? Nimeni nu mi-o ia cu sila. O dau eu când vreau. O dau eu când vreau. De ce? Pentru că El s-a dus și a înfruntat moartea în față. De aceea, dacă starea ta, de exemplu, în seara aceasta este una prin care parcă te trec fiorii morții, de veștile pe care le-ai auzit, de condiția de sănătate, de, știu eu, diagnosticul doctorului, condiția materială, gata, pierim. Frați și surori, Domnul nostru este viu. Amin. Nu pierim. Amin. Nu pierim. Domnul nostru este viu. Și ne ridică iarăși. El a coborât până în groapă, puțin mai departe. Și așa trebuie să facem și noi. Să înfruntăm moartea. În numele Domnului voi birui. În numele Domnului mă voi ridica iarăși. În numele Domnului mă voi bucura de biruință. În numele Domnului mă voi bucura de vindecare. Pentru că Dumnezeul meu, Mântuitorul meu, este viu. Glorie Lui! Amin.
Și apoi, în al cincilea rând, el a mers puțin mai departe. Până unde? Până în glorie. Până în glorie. A biruit timpul și spațiul. Ne așteaptă o vreme glorioasă, frații mei. Când nu o să mai fie timp și când nu o să mai avem probleme cu spațiul. Dacă ne gândim că în clipa următoare vrem să fim pe lună, vom fi pe lună. Dacă ne gândim să fim dincolo de galaxiile care s-au descoperit până acum, acolo vom ajunge, pentru că la clipeala ochiului totul va fi posibil. De ce? Vom primi trupuri de glorie. Iisus s-a dus până în glorie. Asta însemnează că astăzi Iisus Hristos, cel înviat din morți, stă la dreapta lui Dumnezeu. Și Biblia spune la dreapta puterii. De aceea și noi trebuie să ne încurajăm și să stăm în credință tare. Pentru că Domnul nostru este la dreapta Tatălui Ceresc. Și este acolo nu ca să ne urmărească cu un băț de baseball să ne rupă picioarele la fiecare greșeală, ci este acolo să mijlocească pentru noi, pentru problemele noastre, pentru neputințele noastre și să ne dea și nouă din gloria Lui. Gloria Lui nu și-o dă la idolii care sunt astăzi și în corectitudinea politică a timpului, toate religiile sunt bune și toate drumurile duc la Roma. Nu, toate religiile duc în cimitir. Creștinismul duce în Rai lui Dumnezeu, dacă ești născut din nou. Dacă ești născut din nou, în glorie. Iisus este în glorie. El a mers până în glorie. Și pentru că este acolo, din gloria aceea, așa cum zice, le-am dat slava ta. Ți-o dă și ție. Eu dă și mie. Aș vrea să te încurajez și să vă încurajez cu această ilustrare din experiența mea personală. Cu 5 ani și jumătate în urmă am mai avut o stare de sănătate. Știu că și atunci v-ați rugat, pentru că aflat lucrul acesta. Am fost în Europa, m-am întors acasă, sâmbătă, marți, m-am dus la biserică, se lucra la biserică și m-am dus acasă și am căzut. Și am intrat într-o stare de comă pentru 5 zile. După 5 zile de statul acesta, medicii care mă tratau, care se ocupau de mine, medici foarte buni, l-a tratat pe Ted Kennedy și medicul care l-a tratat pe Ted Kennedy, pe senatorul Kennedy, m-a tratat pe mine. A chemat soția, copilul și au zis, doamna Gold, domnilor Gold, avem o veste foarte neplăcută pentru dumneavoastră. Este a treia zi de când domnul Gold este în starea aceasta de comă. Dacă nu și-a revenit în 2 zile, după cărțile noastre, nu-și mai revine deloc. Și vrem să vă spunem că după estimarea noastră, până mâine dimineață, deci până la 4 zile, noi credem că va face un infarct cerebral foarte masiv și va muri. Așa că vă puteți pregăti pentru mormântare. Asta a fost vorbele doctorului de soție. Vă puteți pregăti pentru mormântare. În cazul în care ar supraviețui infarctului de mâine dimineață, așa ne așteptăm, cum arată și aparatele, va fi un vegetal pentru restul vieții. Nu se va mișca, nu va vorbi, nu va auzi. O să-l trimitem la un centru special, va fi hrănit prin stomac, printr-un tub, dar nu o să vă mai puteți bucura de el. Și soția le-a spus așa, domnilor doctor, eu vreau să vă mulțumesc de grija specială pe care o dat soțului meu. Eu am tot încrederea în puterea științei mele. Cred în știință, în puterea științei, casa mea este o casă educată, soțul meu este și el doctor în teologie, dar eu nu cred că soțul va muri nici că va rămâne o vegetală. Pentru că nouă ne-a vorbit Dumnezeu și a avut curajul să le spună, nouă ne-a vorbit Dumnezeu că îl va îngădui să coboare până în valea umbrelor morții și de acolo Dumnezeu îl va ridica și îl va folosi cu mai mare putere. S-a uitat la soție și a spus, doamna Gogu, nu vă putem lua speranța, dar pentru soțul nostru nu mai este speranță. În a 5-a zi, seara, la ora 7:30, i-am spus și vă încurajez, puteți să ieșiți la rugăciune pentru cineva drag, pentru cineva de departe. La ora 7:30, eu eram în
Los Angeles, în spital, la reanimare, și în Denver, Colorado, ce mi-a